Bună ziua, oameni buni! Vă prezint colierul cruce din lemn cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Acest colier de gât este realizat din lemn, vopsit în negru, iar pe față are gravată o icoană cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos binecuvântând. Crucea colierului a fost sfințită și produsă de preoții călugări atoniți în Sfântul Munte Athos. Crucea, prin natura ei, păzește și ocrotește prin puterea sa divină pe tot creștinul care o poartă cu credință și evlavie la gâtul său. Crucea reprezintă dovada învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și este simbolul lăsat de Dumnezeu pentru credința noastră ortodoxă. Crucea colierului are 3,5 cm înălțime și este groasă de 6 mm. Dacă doriți acest colier cruce cu Mântuitorul binecuvântând din Muntele Athos, găsiți linkul mai jos în descrierea videoclipului. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!